Bună ziua, stimați cetățeni! Corupția și hoția în Republica Moldova sunt prezente în absolut toate domeniile. Astăzi vreau să vorbesc despre problemele grave și abuzurile care au loc în domeniul naval al țării. De asemenea, voi prezenta soluțiile PAS pentru a redresa situația din domeniul naval al Republicii Moldova. Țara noastră are în acest moment înregistrate sub pavilionul său peste 300 de nave. Spre comparație, în România, cu sute de kilometri de acces la Marea Neagră, sunt înregistrate până la 10 nave comerciale, înregistrate sub pavilionul său. La prima vedere, s-ar părea că multe nave înregistrate este un lucru bun. Comerțul înflorește, statul câștigă, însă nu este deloc așa. Moldova este cunoscută în întreaga lume pentru schemele frauduloase și activitățile ilegale în care sunt implicate navele cu numere moldovenești. Ofer doar câteva exemple. În septembrie 2016, trei nave sub pavilionul Republicii Moldova au fost folosite de contrabandiști de ființe umane pentru a transporta ilegal peste 2000 de refugiați din Orientul Mijlociu în țările UE. În octombrie 2018, pe o navă sub pavilion moldovenesc au fost depistate o tonă de cocaină. În noiembrie 2019, o navă care circula ilegal sub pavilionul Republicii Moldova a naufragiat la Odessa și a provocat o catastrofă ecologică. În 2013, o navă aflată sub pavilion moldovenesc, care transporta 2000 de tone de nitrat de amoniu, a fost oprită și sechestrată în Beirut din cauza problemelor tehnice. Situația este atât de gravă încât Moldova se află de ani buni pe lista neagră portuară în toată lumea. Lângă noi, în listă se află țări ca Togo, Tanzania sau Sierra Leone. Din acest motiv, navele aflate sub pavilionul Moldovei sunt sechestrate, oprite și inspectate la fiecare pas. Pe bună dreptate, multe din ele se află într-o stare tehnică deplorabilă și sunt extrem de vechi. Conform datelor pe care le-am obținut de la Agenția Navală, vârsta medie a navelor înregistrate în ultimii 2 ani este de 33 de ani. Navele cu numere moldovenești prezintă un risc mare de scufundare, pun în pericol vieții omenești și mediul înconjurător, nemai vorbind de daunele majore aduse imaginii Republicii Moldova. Cu 3 săptămâni în urmă, am trimis un demers către Agenția Navală prin care am solicitat o serie de informații, inclusiv numărul de nave înregistrate sub pavilion în perioada 2019-2020, vârsta navelor și dacă acestea au fost inspectate înainte să fie înregistrate. Am primit și un răspuns în care se spune că, de fapt, Agenția Navală nu a efectuat careva inspecții pentru aceste nave care urmau să fie înregistrate, pe motive lipsei cadrului normativ. Și întrebarea pe care ți-o pun toți este: de ce aceste nave sunt înregistrate fără a fi supuse unui control elementar? Răspunsul e simplu. Răspunsul e pentru că e business. Înregistrarea acestor nave este o afacere profitabilă. Taxele oficiale pe care le primește statul sunt extrem de mici. De exemplu, pentru o navă de 5.000 de tone se plătește pentru înregistrare doar 20.000 de lei. Dați seama, chiar și o devamare unei mașini costă mai mult. Așa că oricine și de oriunde poate veni în Moldova să-și înregistreze navă. Și cu siguranță, taxa neoficială sau mita trebuie să fie mult mai mare, de care beneficiază, evident, intermediarii. Însă ceea ce permite cadrul normativ este, de fapt, raiul pe pământ pentru contrabandiști și infractori din toată lumea. Cadrul nostru normativ permite înregistrarea navelor maritime, indiferent de vârstă, număr de rețineri sau deficiențe depistate în trecut. Mai permite și înregistrarea navelor aflate în lista de sancțiuni ale UE și ONU. De exemplu, nava Vladivostok 2000, care este de fapt cea mai mare fabrică de procesare a peștelui din lume, aflată în lista de sancțiuni UE și ONU, a fost înregistrată în Republica Moldova în 2018. Inevitabil, în toată această poveste sunt implicați și politicieni. Mai exact, un om de lui Dodon, deputat socialist, marinarul Anatolie Labuneț.
În răspunsul primit de la Agenția Navală, a fost indicat o listă a celor mai mari reprezentanți locali ai acestor nave înregistrate. Aici fac o paranteză. Pentru a fi înregistrat în Republica Moldova, aceste nave trebuie să aibă ca reprezentant un rezident local. Și acum, una din aceste companii indicate în acest răspuns, Marine Engineering, noi am căutat mai multe investigații și am găsit o investigație a Ziarului de Gardă în februarie 2020, unde se demonstrează că, de fapt, este afiliată prin interpuși acestui deputat Labuneț. E clar că problema se poate rezolva mai greu atunci când politicieni de rang înalt au interese comerciale. Totodată, soluții sunt. Noi, cei de la PAS, propunem două soluții foarte simple pentru a rezolva această problemă. În primul rând, noi propunem ca controlul asupra navelor înregistrate să fie realizat doar de către societățile care dețin recunoașterea Comisiei Europene. Și în acest sens, noi vom veni cu un proiect de lege de modificare a Codului Navigației Maritime pentru a introduce în legislație prevederile. Și doi, desigur, este necesar, este imperativ, majorarea substanțială de câteva ori a costului de înregistrare. Pentru că 1.000 de euro sau 20.000 de lei este într-adevăr mult, mult, mult prea puțin. Aceste două măsuri vor descuraja pe cei cu rea intenție pentru a-și înregistra navele în Republica Moldova și vor stabili standarde mult mai înalte de control. E clar că oamenii lui Dodon se vor împotrivi acestor modificări benefice pe care le propunem noi, dar facem apel către ceilalți deputați din Parlament să susțină modificările pe care le vom propune noi și să oprim corupția și abuzurile din domeniul naval. Această gaură neagră trebuie oprită. Noi nu mai putem să ne facem de rușine în toată lumea, doar pentru că câțiva oameni suspuși vor să facă business cu orice preț. Nu ne mai putem permite ca navele sub pavilion moldovenesc să pună vieți în pericol. Vă mulțumim! Mersi mult!